Ok, salutare lui și bine, v-am regăsit la un nou episod din The Crew. Mai este episodul trecut, dacă mai țineți minte, că episodul acesta o să mergem să luăm mașina. Trebuie să resetez jocul, dar încă nu mi-am instalat driverul pentru volanel, din păcate. De fapt, nu pot schimba de aici. Ba, da. Reord, nu, mi se pare că după pagina asta, sau după pagina asta, o cred că am trecut de ea. Clar, am trecut de aia. Ba nu, eu de mamă, pagina 8. Bun, mergem să o cumpărăm. Cred că avem o problemă. Știu că s-a oprit sunul de la joc, dar totuși e cam tare. Gata, i-am scos boost-ul, avea boost pe 2. Bun, o să o cumpărăm. Hai mă, coane, am 100 de bănuți de ea. A, bă, boost, bă. Mi-a arătat acolo clar buton de unlock. Dar ce să-i faci, mă? Reward. Unlock. Gata. Gata, am luat-o. Collect. Nu, F3, mă. Collect. Bun. Trebuia să intru pe Uplay să dau de acolo, nu din joc. Hai să vedem de ce e în stare mașinuța asta. Bă, ce șmecher e ăla. Și mă scoate cu asta? Mi-o dă pe asta? Da. Să vedem dacă e bună, dacă nu. Dodge Viper, The Crew. Cutie de conservă, să-mi bat piciorul. Mă dau aici. Fast travel. Vreau ceva drum întins. A, nu e prea întins. Sunt în mijlocul nimicului. Sunt curios cât prinde normal stocul. Și după vedem tunată și chestii trestii. Bă, mașina se complice destul de șmecheră. Oh, lol, bă, are bordul ăla. Cum au Mercedes-urile... Care e ăla? Nu știu, nu mai știu care model e. McLaren, parcă, ceva de genul, nu știu. Ceva, combinație pe acolo. Știu că era și NFS Mustang Ted. Mașina lui Bull. Al doilea boss sau al treilea, nu mai țin minte bine. Știu că avea un Mercedes de la cu bot lung. Șmecher. Amintiri. Bă, la curbe nu se descurcă chiar atât de bine, vreau să spun. Dar am 280. Dar totuși. Cred că undeva un 330 îi dau maxim. Nici pe ăla. Nici pe ăla nu îl dau. E așa obosită mașina, nu știu. Nu se chinuie. Zici că-i placa mea video, nu se chinuie să atingă ceva ca lume. Bun, hai să ducem să o facem, nu? Că dacă o lăsăm așa, pe deja o lăsăm. Ce este asta? Oh, Open Driver ID Short. Ha? Ce este? Ce trebuie să facem mai exact? Complete. Gata, complete deja. Nu, mai e asta. Mai sunt 2 zile. Trebuie să găsești chestii. Du-te, frate, nu mă bag așa ceva. Pentru 5.000 de bănuți, lasă-mă în pace. Mă chinuie o grămadă. Bun, eu vreau să-mi fac mașina asta, am să o fac ca lumea. Dar nu știu la ce de la trebuie să merg. La ala de perf. Nu, o duc direct la circuit. Unde e ala de circuit? Parcă aici. Car dealer. Stai, mă. Erau notate într-un fel. Cu S și diferite chestii. Sau aici era, aici e perf, car tuner, este așa. Default tech, skill, nu. Nu, nu, nu. Da, în fine. Să mă duc înapoi la default. Acolo ce scrie air pentru raid. Aici, bă, dar circuitul ți le dea dirt la un nivel destul de micuț. Uite, mă, bă, e schiorul, mă, de ce nu ziceți, mă, că e aici, mă? Nu vreau aveți cum să-mi ziceți, dar asta e. Bun, mergem acum și facem. Mă, sper că se vede o lol cum arată. De unde e aici mașina, e prietene? Sper că arată bine web-ul cu toate cele. Aruncă mașina. Ai bani de aruncat? Mi-e frică cât o să mă coste. Mi-e foarte frică cât o să mă coste.
31.000. Dau de ăștia, că și așa nu-i folosesc. Dacă am nevoie, bacul pe PayPal-ul și gata. Hai să vedem ce iese. Navă. 680. Hai, are 771. N-am venit cu asta, n-am făcut absolut nici cea mai mică chestie. Mă, mie nu-mi place cum arată, să fiu sincer. Hai să începem cu roțile. Roțile sunt alea standard, nu? Sunt destul de scumpe roțile, observ. Luăm de astea ieftine, negre. Vreau ceva negru. Spițat. Nu, aici erau ceva așa spițate. Asta așa. Bine, cu bănuți de ăștia de naiba. Bun. Stai, asta e tot ce pot modifica. La ea absolut nicio bară, absolut nimic. Interiorul, what the fuck? N-am treabă cu interiorul. Sticăre, culoare, băi, frate, ce puține opțiuni are. Oficial, o fac gri. Cum sunt toate astea? Sticăre. Dar lasă-mă, mă, să o văd. Bă, ce spate are! Dă-o Dumnezeu! Lol. Arată șmeche. Mamă, cât e, mă. Bă, du-te, frate. Mamă, cât costa. 45.000 un tatuaj. Da, oh, ia uite. Ce asta? A, stai că stai de la cu bănuți, nu e scump. Da, vreau linii de alea normale, eu, mă. Nu, nu. Ăsta, mă, tati. O lol, așa arată șmecher. Viper, ar merge ceva verde pe el, un dăsta așa. Viper, gen, foc, tati. Sau asta. Asta îmi place foarte mult. Plus că vine și verdele la acolo. O luăm pe asta. Nu prea vreau să-mi consum banii. Îi strâng, v-am zis, pentru un Lamborghini ca lumea. Ok, mergem așa. Cu spatele are mașina. Bă, ce cu bordul ăsta, mă? Mă, nu-mi place. E de la complicat, stai. Mă duc acolo pe, era să zic, pe salată. Pe sare. Aici mergem. Aici e începutul, aici ne dăm. Să văd cam cât duce. Aia se ducea un 330-320 aici. Mamă, cum se iau. Uleu! Ce bord are, coane. Uitați că mă mănâncă spatele tot. Ok. Ne luăm viteză, trecem prin ăla cu viteza. Poate pot să fac un scor mai mare, că și atunci am venit tot așa cu viteză. Ce repede pleacă. 100 deja, ok, un monstru. Sunt curios dacă mi-e bun ca ăla. ...270 se chinuie, oh! Da, ce se chinuie nebuna. Sau nu? Văd scorul. Bă, am depășit platina. No, nu se atinge de ăla, de bea m-am văzut acolo. Platina, lol. Șmecher. A, ți le dă random, lol. Și tot e mai bun, what the fuck. Stai, cum? Adică, și cu orice mașină aș face, îmi dă mai bun? Sau așa e acum, pot să ating platină din cauza... Cum vine chestia asta? Adică acum, cam level 50, pot să iau platină? Hai să facem o de level mic, de exemplu, nu știu, mergem la una de level mic. Care să pot să ating repede. Adică, mă, acum încerc și eu să explorez joc, mai ales că am făcut level maxim. Uite, nu, nu de la. Dat-o pe aici, pe undeva, un de la de speed. Speed. Speed test, jump. Luăm speed testul. Bă, da, lol, ești nebun, uite, să dă astea acum. Poți să le faci și să te dă platină. Lol. Ok, hai să vedem care-i treaba, cum stă treaba. Cam greu să văd, dar nu-i bai. Bă, acum ia curbele prea urât. Da, nu ating platina. Totuși am foarte mult timp.
Probabil sunt challenger-urile mult mai grele. Nu știu, să fiu sincer, habar n-am, e prima dată când dau de platină și diferite chestii, deci... Na, n-ating platina, nici mort. Goldul debea să-l iau. Am condus ca un răhățel. Level 5. Convert to box. O să mă duc înapoi, îl fac invers. Și o să schimb camera. După asta, clar, după asta aș conduce mai bine. Cred, sper. Da, asta e mai ok. Ok, hai să vedem. Bă, curba asta aici e nașpa, mi-a mâncat timp. Da, scade la 120. Bă, dar eu vreau să-mi fac Ford-ul ăla. Ford, domne, și ruletul ăla. Vechi, ăla vreau să-l fac ca lumea. Prefer versiunea lui Stock. Care e? A, bravo, împușește-te așa. O, că aici e mai frumos drumul. E pe aceeași chestie. Nu chiar, dar da. Nu dau nos pe aici. Așa, acum... Ce drum! Ăla-i. Ăla-i tătuțu. Cred că aș putea face asta și cu Chevroletul. Clar. Hai să vedem, ce level, te rog, ceva mare, 43, tot e mai bun oricum decât ce am pe asta. Bă, uite cât adaugă, liș nebun, poți să faci mașinile să fugă, să rupă. What the fuck? Bă, stai mă, nene, așa, mă. Deja am 700. Mamă, păi, ești nebun la cap și acum mai îmi dă încă o dată gen platină. Da, uite, încă mai pot să, mai are șansă să-mi dea ceva ca lumea. Lol, ok, escape, nu. Jump de la 39 până la 49. Mamă, jocul ăsta e nebunie când atingi level 50. Ok. Mi-e convine. De ce nu? Vreau să fac bună mașina asta. Oricum nu prea-mi place pe Lamborghini-ul ăla. O să vreau să maxez mult. Oh, am trecut gold, am trecut de toate. N-a fost greu. Hai mă, level mare, te rog eu. 40, bă, dar niciodată nu dă și mie ceva mare. Oricum, îmi dă bonus. Lol. Mamă, păi hai să o ducem. Ca lumea. Ia, ce mai avem noi? Și astea de-astea, ușoare. De fapt, nu sunt chiar ușoare, că sunt făcute pentru level mare înapoi. Precizie, nu vreau de astea ușoare. Escape. Avem de tai drumul. Deci n-ar trebui să fie greu. Depinde acum cu fața în ce parte mă pune. Da, nu m-a pus bine. Trebuie să mă întorc. De fapt, dacă mă întorc, îi dau așa de una. Îi dau așa. Asta e gold medalul. Ia-ți eject, frate. Marinica a sosit în oraș. O, sau nu? A, uite, în scorul vechi. Destroyed, motherfucker. Platină, gata. World record e ăla primul. Care, vă dați seama că nu-l ating eu, că sunt alții care au niște mașini, cred că îți fug ochii din cap. 800 deja, lol. Lol. Deci o să facem așa. O să ne facem mașina asta, nu știu, vreau să o fac ca lumea pe asta. Până strâng bani de la Lamborghini, după îl fac pe ăla, v-am zis. Unde avem noi o șosea întinsă? Ia, mai fac câteva pe aici așa, dale. Uite, ia, aici ce avem? Să le luăm, nu-mi plac astea, le urăsc. Jump. Nu, destul de scăzut. Geam, puleu, cât tare, mamă, mamă. Dar mă întreb unde sar. A. Oh, păi aici e greu. Dar ce trebuie să ai viteză din curbă. Lol. Ok, asta e destul de grea. Destul, destul.
Dar ce, nu poți să-ți iei viteză mare. A, gata. Pff, easy peasy. Lemon squeezy. 45. Uf, yeah. Cât are? 860. Grip bonus. Ia că vreau eu să-mi fac și Chevrolet-ul ăla, mă. Lor, îmi tot da achievement-uri. Deci uite cât are. 800. Roof 1. Chevrolet-ul. De street vreau să-l fac. Stai așa, să zicem, vreau să-l fac pe ăsta din nou. Nu mai lasă? Ar trebui. Da, uite, mă lasă. Și de la fel, platina. Păi e ok, o să mă axez pe mașina asta, adică vreau să fac ceva care îmi place, știi, să mă și plimb, să aibă și viteză ca lumea. Aș putea să fac quest-urile, eu mai am niște quest-uri de făcut. Sau să mai upgradăm ceva mașini. Da, asta pleacă un pic mai greuț. E și dita-i mașină, naiba. Da, iau platina, cred că. Și cu asta, da, easy. Bun. Bun. Ghostbuster. Ah, lol, mi-am luat. Bă, lol, mi-a dat 20 de puncte pe play. Că mi-am bătut fantoma, să zic așa. Ce șmecher arată acolo? Max level. Stai că era unul pe aici. Speed test. Hai să-l facem pe ăsta. În ce parte să o iau? Înapoi? Înapoi sau în față? Hai, în față, nu-i bai. Puțin cam în ceata asta, dar nu-i bai. La viraje e prea grea, se duce. Eu eram obișnuit cu volanul, de asta voi zic că mi se pare foarte ciudat acum. Totul. Absolut totul. Cred că după mă bag să filmez ceva Minecraft. Am chef de filmat, dar nu știu. Drum drept, curbă. De ce? Din cauza curbei acestea nu iau eu platină. Da, am luat gold în schimb. Da, nu mă încântă cu nimic gold-ul. Ok, de level 8-9. Nu-mi spune că îmi dă ceva. Dă, n-ai. Da, probabil că nu prea pot cu mașina asta să fac ceva. Atunci schimbăm mașina, o luăm pe aia strună. Și să luăm și platina aici, nu? Adică, na. Bun, hai să mergem. Uite la aici. Hai mă, dă-te pe ea. Fast travel. E mișto chestia asta că se deblochează. Adică, pur și simplu, cât te-ai plimbat înainte ca să le descoperi, le faci din nou acum. E destul de șmecher. Ai ce te juca, mă refer. Ceea ce e ok pentru mine. Oh, se duce asta de n-are aere. Deci, lejeria 200. Și vruletul ăla ia 100 lejer și după își dă petic. Fac platina. Da. Mamă, mamă, mamă. Vreau să-mi văd viteza. E, nu mai văd nicio viteză. 48. Mamă, de level 49 mi-a dat. Am dat retri. Băi, ești... E bun. Upgrade acceleration 9000. Mașina asta o să fie un monstru, clar. Ok, hai să vedem. Unele nici nu sunt făcute. Am atât de multe care nici măcar nu sunt făcute. Precision nu. Asta nu. Jump nu. Oferă puțin, nu se merită. Scramble nu-mi plac. Slalom nu. Ia pe aici ce avem? Nu. Bă, dar ceva ca lumea, n-avem și noi așa, nu știu. Tot astea care le-am făcut, știi? Speed. Hai să vedem. Cum e zona? Cum e mapa? Pe unde aș putea să o iau? Hai mă, dă-i zoom acolo. Ok, nu, nu iau în direcția asta. Sau iau în direcția asta. Mai bine nu. O iau invers. Dar ce vedeți cum vine în față? Hai să o luăm. Pau, cum prinde asta viteză, coane. Monstrul pe 4 roți. 260 deja.
Stai că zbor cu ea de pe aici. A, cel mai bun drum, nene. Hai că văd că nu cere nici prea mult. Sper. Tu, din cauza lor l-am pierdut. Serios? Adică serios? Na, nu vreau gold-ul tău, dă-mi partistul lău. Hai să-mi bat piciorul. Facem din nou. Hai că m-a dat cum trebuie. Nu, 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 nu. Bă, era mașină tunată în trafic. Interesant. Bă, 20 de minute deja. Dar nu-i baie. Ok, o luăm așa. Bun, ăla-i tati. Hai, bagă viteză mare nică. Dă-i bicelul, mă, marcica. De ce marcica? Ma, uite ce bo am fost. Bă, am uitat asta. Bă, du-te frate, deci am pierdut din cauza că atunci am luat-o. Din nou. Mamă, dacă nu-mi dă un level de la mare, să-mi dea ceva ca lumea, am bat piciorul în el, practic. Am iau viteză mai multă din spate. Mai mare, nu mai multă. Îmi place cum face. Și uite, gata, imediat a plecat 60. Nici o secundă n-a durat. Da, sunt curios la alte mașini cum o să fie. Uite, medalia de platină în spate. Adică am potențialul să o depășesc. Nu, asta nu fac vreo porcărie. Să fiu atent când vine drumul ăla. Mamă, mamă, câteva secunde. A, știu aici, am avut curs odată, era o misiune. 40. Fac deși, cel mai slab l-am luat. 900. 940 mașina. Ia, hai să vedem cât prinde, mă, mașinuța asta. Să vedem și noi așa. Ok, hai să-i dăm pe aici. Deja, lejer. Țineți minte, l-a luat lejer, fără nos, fără nimica. Se duce în 300 lejer, fără nos, cred că. Numai să dau și eu de un drum ca lume. Bă, cum vine drumul ăsta, frate? Ai, pana mea. Mă duc aici, că aici era un drum de la lung, 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 lung. Aici, așa. Ăsta sau mai încolo? Ăsta așa am, ok, e destul de mare. Adică e tot aia așa. E dreaptă. Mă dă pe câmp. Ah, bă, nu m-a dat, ok. Dar nu cu camera asta, cu camera asta. Hai să testăm, na. Vedem. Sunt pe lângă oraș. Într-un fel sau altul. Ok, am ajuns la prima daia. A doua, nu e foarte lung drumul. 370 se limita aia veche, 390. 390, lol. Nu scade viteza și e în pantă. Cred că prinde un 400 dacă mai am nos și nu mă bușesc. Și vine și un pic vale. A stricat el tot, mă, frate, mă. O las să urce un 360 singură, mă, sau măcar un 350. E pantă și încă crește viteza. Hai că drum drept. Ok, coboară, nu... Asta a fost și cu viteza mea. Bă, la... Bă, bulanciu. Bă, ce bulanciu e ăla. Cred că 380, 390 maxim i-am dat. Gata. Nu mai am unde. 390, ok. Ok, bun.
O mașină care am făcut-o doar jucându-mă, adică fără să dau nimic pe ea. Mă, totuși, deja m-am lungit foarte mult cu episodul ăsta. Cam atât a fost, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut. Și baftă! Pa! Fuh.